petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm a crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui flâne. Este ora târzie, dar centrul comercial Shopping Moldova este mai plin ca niciodată. De ce? Pentru că cei de la Shopping Moldova își țin promisiunile și organizează pentru a doua oară noaptea reducerilor. Începând cu orele 22 și până la orele 2 dimineața, toate magazinele centrului comercial vor oferi reduceri de până la 70% spre bucuria celor însetați de cumpărături. Cum vi se par prețurile? La Caliope e foarte bine și la Terra Nova. V-aș recomanda. Deci sunt într-adevăr reduceri. Sunt într-adevăr reduceri. Da, destul de bune și destul de remarcabile. Prețurile sunt foarte super și reducerile la fel. E foarte mișto că se fac așa tip de nopți în Chișinău și ar fi bine să le facă mai des. Accesibile. Mai accesibile decât de obicei? Desigur. Sunt prețuri destul de accesibile, nu m-am așteptat că vor fi într-adevăr așa reduceri. Și e ok. Intenționez să cumpăr ceva? Da, numai decât. Deja este rezervată suma, așa că mai vedem. Ceva? Cum vi se par prețuri? Foarte frumos, foarte bun. Cămici? Da, sunt normal cămici. Spuneți, afirmați că sunt reducere adevărate? Da. În Terra Nova, da, sunt foarte. Accesibile. Destul de accesibile. Foarte avantajoase. Sigur, am așteptat aceste prețuri și sunt mulțumită de cumpărături și de toate reducerile oferite de Mall Moldova. În această noapte vă vor alunga somnul atât prețurile uimitoare de mici, cât și ritmurile muzicii energizante. Și pentru ca vânătoarea reducerilor să meargă mai cu spor, Shopping Moldova v-a adus în față 3 DJ cei mai populari din Chișinău, DJ Avice, DJ Sunbeat și DJ Denix. Multă lume se distrează, normal. Bravo! Atmosfera, în general, foarte plăcută, incendiară, veselă, puțin cam agitată, dar e bine. Atmosfera de shopping, foarte multă lume, îmi place. Muzica este foarte reușită, deci DJ-ii sunt buni. Este foarte plăcut să faci shopping la ora asta în Moldova.